Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la seria noastră cu GTA San Andreas, unde astăzi, după cum bine vedeți și în fața dumneavoastră, până am Pokémon, am prins al 5-a Pokémon din istoricul meu, mi-am costat 45, sunt de-abia la început, după cum bine observați. De ce apare așa de târziu acest videoclip? Pentru că n-am filmat de ceva timp, după cum bine, poate unii știu, deci ar trebui să știe unii că de ceva timp n-am mai filmat. E pe aici Pokémon, îl simt. Și radarul simte. E pe aici. Uite-l. Dracul ăsta. Dar pe dacă trebuie să-l prind la 38 pe ăsta. Da, la 38 trebuie să-l prind. Asta e partea nașpa. A, asta mai poate să urce acum. Și prost. Da, poate să meargă așa. Ala-i, mă. Ce vreau să zic, prima oară când am văzut quest-ul ăsta implementat de cei de la RPG, am zis, băi, ce naiba, au adăugat ăștia Pokémoni? Băi, și chiar eram curios, dar când am văzut, la Andrei am văzut prima oară pești, emoticoane de-astea, am zis, a, ce e asta? Bine, e totuși un quest pe care trebuie să-l faci, mai faci tu niște bani, una alta, niște golzi. Nu e chiar rău, ca și de totuși încerci să ții pază și tu cu moda una alta. Că n-au, unii joacă Pokémon ca și e moda. Sincer și eu joc Pokémon, dar totuși în limita bunului simț. Nu plec seara de nebun să mă plimb, să fac ouă, să fac kilometri, să... prin Pokémonul cu Tărescu și celălalt. Ați înțeles voi la ce mă refer. Am level 10 pe contul meu respectiv. Dacă țin eu bine minte, ia să mă uit. Da, level 10 este. Asta nu am uitat, dar level 10 este. Până îți face și 38, poate vă zic și care este cel mai puternic Pokémon pe care l-am. Așa, intru în Pokémon Go, s-a făcut și 38, excelent. Hai să mergem să prindem capul ale drag. Poate mirosesc Pokeball degeaba că... O, stai mă nene, mă, ce-ai făcut? S-a auzit să dorme boxele. Felicitări, am prins un Pokémon și 38, înseamnă că la și 40 îl prind pe ăsta din dreapta. Din stânga, pardon. Pacie, nu? Ah, s-a ales fumul. Failed to login. Ce naiba? Aici la HQ, uite peștele, dar aici 38, din păcate. În zonă este un Zubat și un Weedle la mine. Câte puncte de vădare mai trebuie pentru a da escape? Minim 20 pentru a da pe vădare. 10 puncte dispar la început și încă 10 după ce scapi. Cel mai puternic Pokémon este Pidgeot de 619 CP-uri, din păcate. Slăbuț, asta este, n-am ce face. Pe un Golbat, mai am un Pinsir, Jolteon, Drowsy, 2 de la Tecate, un Seal, încă un Drowsy, Venonat, Bedrill. Pokémon interesanți, mai am Hunter, Butterfly, Tratini, Abra, Pokémon de început Charmeleon, mai am un Gloom, un Ekans, sunt falit, no money, no Pokeballs. O să-mi dau un respawn, cel mai probabil, așa ar fi ok, nu știu cum să mă omor, uite mă urc pe casă, pe asta de la Deirdring. Și o să revin când sunt acasă mai bine. E ok man, hai că revenim acum de acasă. Ok, să băgăm parola asta, cu ocazia asta am vedea și voi parola, ce cont scump am eu. Bă, ce puțin ninja am. Bă, oh, Andrei, spre slip. Haide, vai de pisicuța mea. Hm.
Hai să mergem la un 20, hai să vă arăt eu la un 24-7, e fain. Unul care merită, nu ca unele care e 100 intrarea. Acum se caută 24-7 cu intrarea 1. Că așa le fac bani pe pokeball-uri. Din ce știu eu, din ce ar fi normal. E faină melodia asta de fundal, părerea mea. Este instrumental de la Coco. Cine era? Ah, cu de soarele. Ce mișto să vede. Aoleu, aoleu, aoleu. Ah, am depășit destinația. Nu trebuia să fac asta. Când se bagă sex shop, ah, nu, fine. Mișto. Nu știu cum se va băga. Mă, dragi prieteni, eu pe astăzi mă nopt. În 4 zile mie mi se debanează contul ăla. Știți voi care? Dark Formon ăla, șmecherul de șmecherul. De banca? Am bani în bancă. În bancă 25, mă. Dacă fac level acum, level 6, am accesibilitate la comp premium. Aoleu, uite ce pe ăla. Uite, mă, dragi prieteni, aici este shop-ul. Intrare 1. Lejer. Boy Pokeballs 20. Scump, știu. Un can mai pe ele. Dar ce să faci? Pokemon, frate. Hai la vânătoare de Pokemon să ne continuăm aventura. Și 48. Nu știu dacă se găsesc Pokémon, paci. Bă, totuși, frate, 150. Bă, poate unui pus nașpa e tot. Îți trebuie elicopter să te duci la el. Aoleu, depinde și de licență. Și puțin asta o semnă într-un videoclip pe YouTube. Tot așa, mă uitase la o serie de-a lui Andrei, se dusese după unul să-l omoare. Și bă, vă un Pokémon acolo pe blocul ăla, mă. Bă, nica prin zona asta. Mă mir cum n-au pus pe munți niște Pokémon. Sau poate au pus, cine știe. Eu n-am de văzut și chestia asta. Este ora 84:49. O să închei la și 55. Măi, dragi prieteni, eu cred că sunt a patra oară când fac 800 de abonați fix. Canalul este într-o scădere considerabilă. Dar ăsta e cu motivul, pentru că ăsta e singurul motiv, este că mi se bănase atunci contul, după cum unii bine știu. Și era foarte greu să iau de la zero, adică eu eram total uite-l, mă. Eram foarte... Dumnezeul tău deja s-a mușit. Bun zi, mă! Păi, ești prost. Bă, mă lași! Băi, mă, l-ați văzut? Salut, de cât timp am nevoie să fac o oră jucată? Salut, 30 de minute. Băi, ești nebun la cap. Bă, monstrul ăsta se mișcă, mă. Bă, eu nu-l văd, efectiv nu-l văd. Văd doar fumul.
Muzica e după... Aula. Mă pun la încercare, monstruții ăștia, mă, enervanți în dragi. Bă, bă, dar mă încurcă și Pokémonul al doilea. Unde-i frate, că eu nu-l văd? Și ce fac, mă, bine l-arunc aici. Ia, ieși mă, ieși mă, l-am prins de acolo, du-te mă de acolo. Doamne, bă, frate, prin hall-ul, am ajuns în hall-ul ăsta, mă, să prind un Pokémon invizibil, mă, ce șmecheri sunt. Și aici acum e poziționat. A, mă, să te văd și pe tine, aoleo, iar nu-l văd, bă, vine ră. În sfârșit, dar trebuie să facem... 55, trebuie să fac sau și 54. Uf, uf, uf. Mai dragi pe deci. Hai să zic eu o chestie. După ce o să mi se debaneze contul, o să prindă o altă culoare canalul ăsta, după părerea mea. Pentru că am accesibilitatea să evoluez de când în când și o să intru într-o facțiune. Și mai probabil într-un departament. Acolo o să începem cu acțiunea. Stați voi, niștiți că toate sunt rezolvate pe SAMP. Faza numai voi să fiți iar din toamnă, prin sfârșitul septembrie, pentru cei care adoră, care au adorat serile mele cu FIFA, o să-mi achiziționez FIFA 2017. Dacă o să fie până în 200 de ron, o să-l iau. Nu știu cum, dar o să iau și sper să fie aici pe Altex, am înțeles eu că sunt prețele cele mai accesibile pentru cumpărarea jocului. Dacă nu tot 200 de lei, să fie până în iarnă. Sau măcar în octombrie, noiembrie să fie 200 de lei. Și acolo, tate, acolo să înceapă marea noastră aventură. Acolo să înceapă munca, într-adevăr. Și munca adevărată, frate. Mai ok, că am spus destul de multe, v-am arătat cum să prindeți micii monstruleți virtuali, că și aici sunt virtuali. Nu vreau să despre Pokémon GO, bă, dar chiar mi-ar plăcea să fac așa o serie cu Pokémon GO, bă, să mă mor eu. Băi, și da, eu am avut un subiect, cred că la modă acum, ne-am stalin, ne auzim pe data viitoare. Țigara să ne asează corpul și te vare să te controlezi, concentrezi mai bine. Ah, ok, deci eu am stalin, iar până data viitoare vă urez toate cele bune, nu uitați de toate cele, eu v-am lăsat, baftă.